La Consiliul Județean Hunedoara a avut loc o ședință ordinară din luna aprilie. În cadrul ei a fost aprobată depunerea a încă unui proiect pentru atragerea de fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, Magna Curia, este cea de-a opta clădire publică pentru care Consiliul Județean Hunedoara depune un proiect privind atragerea de fonduri prin PNRR pentru creșterea eficienței energetice și reabilitare. Consilierii județeni întruniți în ședință au adoptat cu majoritate de voturi acest proiect de hotărâre, fără de care nu se putea finaliza încărcarea documentelor pe platforma dedicată. Consiliul Județean și-a rezolvat problema. 8 proiecte și-a propus pe PNRR pentru a lua bani europeni, 8 proiecte sunt depuse, încărcate și toate cele 8 proiecte vor primi bani europeni. Mă bucură faptul acesta și felicit atât consilierii județeni care au aprobat și au venit și în ședințe ordinare, dar și cei din cadrul Consiliului Județean care au muncit, chiar azi noapte la ora 12 se muncea în cadrul Consiliului Județean pentru a se depune penultimul proiect. Cu ajutorul fondurilor PNRR, Consiliul Județean își propune să eficientizeze energetic și să reabiliteze mai multe obiective. Este vorba despre actuala clădire a Palatului Administrativ, este vorba despre clădirea ANAF-ului, este vorba de Magna Curea, este vorba de sediul Direcției de Protecție a Copilului, cât și sediul Direcției Protecție a Copilului de la Uricani. E vorba de turnul, Palatul Administrativ al Consiliului Județean. Toate acestea duceau la o sumă mare din bugetul Consiliului Județean. Așa am luat banii europeni, din PNRR. Administratorul public spune că este mulțumit de faptul că, indiferent de apartenența politică, consilierii județeni au votat pentru binele județului.